foarte mulți îmi spun că de ce trebuie să simt eu ceva în biserică? Eu vreau să simt. Eu când mă duc, mă pun pe genunchi, eu vreau să simt prezența lui Dumnezeu. Eu vreau să mă bucur, vreau să plâng, vreau să strig de bucurie. M-a întrebat cineva, de ce voi țipați așa de tare? De ce gălăgie la voi în biserică? Și eram într-o mașină cu el și am zis, merge mașina asta? Nu. Păi de ce? Nu se aude. Și am zis, bagă cheia. A băgat, a zicit, merge, da, de ce? Se aude. Vreau să spun ceva, biserica unde se aude laudele Domnului, cântările Domnului, eram copil și mergeam cu bucurie spre biserică și când ajungeam în curtea bisericii și auzeam cum se roagă frații, mi se ridica părul pe mine și abia așteptam să intru în mijlocul lor și să mă bucur de prezența lui Dumnezeu. Și eu mai spus și o mai spun, mă uitam pe pereți, erau transpirați de la rugăciuni, se rugau frații până transpirau pereții. M-a întrebat cineva, era o biserică în Fratelea de Rom și acum e și... Mi-a zis cineva, dar de ce nu se mai întâmplă minunile astea cum erau pe vremuri? Rămâneau acolo cărucioare, rămâneau cârjele, oamenii plecau vindecați de tot felul de boli. De ce nu se mai întâmplă? Și l-am întrebat, pe la ce oră se întâmplă minune? Pe la 4. Și tu unde ești la ora 4? Noi ne grăbim acasă. Știi care e diferența între biserica primară și biserica modernă? Biserica primară știa la ce oră începe programul, nu știa la ce oră se termină. Biserica modernă nu știe la ce oră începe programul, pentru că întârziem și nu-i problemă, dar știm la ce oră se termină. Gata, plecăm. Poți să mai vorbească în față, nu contează, ne ridicăm și plecăm. Da, deci te rogi, nu trebuie să te grăbești să pleci de la biserică. Nu trebuie să te grăbești să pleci de la biserică, pentru că acolo este Dumnezeu. E exact ca și cum ai bate la ușă și nu stai să-ți răspundă. Uh-huh. Ai bătut și ai plecat. Și tu nu mi se împlinește, dar n-ai stat. Eu cred că trebuie să stăm mai mult în adunare. Așa-i. Să ne grăbim acasă. Părtășia frățească și părtășia cu Domnul. Mai da. Mult faci o zi în cursurile tale decât o mie în altă parte. Da, când eram mic, mama m-a învățat să nu în dimineața. La acasă, înainte de adunare. Ce vorbesc că aveam 6-7 ani, așa. Și mama îmi luam în care că dacă depășea ora 12, să nu o grăbesc, hai că mi-e foame. Uh-huh. Și scutea mama atunci ce puteai să-i la un copil. Bufuleț. Nu era bufuleț, doamne, nu s-a inventat că aveam un copil. Cred că când aveam 14 ani s-au inventat bufuleț. Nu, ce, cred că era, cum se spune astea, gogoșile, Ios Bihorean, la noi zice ciurighele, un fel de împletitură de aluat. Era foarte bună, când, mai ales când era în flământ, puțin zahăr, cam aia era, nu era, pe timpul meu nu știam ce înseamnă dulciurile de azi, Doamne. Deci dacă aveam ciocolată, mă uitam la ea mult până să o mănânc. Deci nu o băgam direct în gură și nu aruncam ambalajul. Aducere aminte. Da, da. Păi dacă beam în cola, îl puneam pe dulap. Deci nu uitam, 5 ani că am băut cola aia. Nu găseai oriunde atunci dozele alea sau tot felul de ambalaje din astea. Dar... Stăteam la biserică până se termina și plecam bucuroși acasă. Pentru că Dumnezeu coboară în mijlocul. Dumnezeu vine în adunare. El e prezent acolo. Noi dacă am ști lucrul ăsta, adică noi știm, dar cumva... Da, Dumnezeu este și cu noi, dar altcumva este când bagi mai multe lemne pe foc. Așa. Și focul e mai puternic. De exemplu, când a fost evanghelizarea cu fratele Bonche pe stadionul Timișoara, pe Dan Părtinșanu, m-am dus acolo și n-am început programul și am început să plâng. Și mă întreabă, zicea, de ce plângi? Păi zic că n-am văzut atât spocăiți la un loc în viața mea. Deja aveam o bucurie că am văzut cât spocăiți sunt. Dar păi când am început predica. Deci noi ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, ne bucurăm de prezența fraților. Noi eram obișnuiți de mici că noi suntem, ne spuneau ăștia că suntem ultimi oameni, spunea învățătoarea de mine, te-ai pocăit, nu o să ajungă nimic de tine. Deci nu era rețeta bună care îmi prezentau ei, spuneau că dacă rămân pocăit, nu o să fie nimic de mine.
Dumnezeu are viitorul pentru fiecare. M-a întrebat când eram copil și când aflau că vreau să mă pocăiesc. Eu de la 12 ani am zis că vreau să mă pocăiesc. Ce câștigi? Ce viitor ai dacă te pocăiești? Cel mai frumos viitor din lume mi-l oferă pocăința. Viitor veșnic împreună cu Domnul Iisus Hristos.